Slavi și binecuvântat să fie Domnul nostru Isus Hristos, care încă într-o dimineață ne-a dat harul acesta, să putem fi din nou în casa lui Dumnezeu, aici, unde Îl putem lăuda pe El. El care este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Și El este totul în toți. Slavi să fie Domnul. S-a citit înaintea noastră, în dimineața aceasta, acest text minunat arhi cunoscut de noi, de când eram copii probabil, îl știm, îl cunoaștem și m-am gândit pentru că atunci când m-am rugat și m-am frământat, Doamne, ce voi vorbi, ce voi spune, ce să vorbesc? Mi-a venit gândul acesta Gedeon și m-am gândit, Doamne, e cunoscut textul acesta, dar ce să spun din textul acesta? Și am luat Sfânta Scriptură, am deschis-o și am început să studiez. Și m-am uitat, în primul rând, la contextul în care era scrisă cartea aceasta judecători. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu a lăsat în Israel niște oameni care au cârmuit poporul. Iosua a fost cel care a dus poporul în țara promisă, în țara Canaan. Și apoi, după Iosua, s-a ridicat pe rând oamenii lui Dumnezeu. Și dacă vreți, în cartea aceasta judecători ne prezintă așa cum urmează, pe un care l-a biruit pe împăratul Mesopotaniei, pe Hud care L-a omorât pe Eglod împăratul Moabului, acel împărat foarte gras, care Sfânta Scriptură spune că Ehud și-a făcut o sabie scurtă și-a înfipt-o și era așa de gras că a intrat cu mânerul cu tot și n-a mai putut o scoate. Și Dumnezeu a dat biruință. Apoi îl avem pe Shamag, un, un alt om al lui Dumnezeu, Omul acesta a biruit și a omorât 600 de filisteni. O mare biruință dată de Dumnezeu, de Bora și Barak, care au izbăvit pe Israel de Sisera. Și apoi urmează Gedeon, care izbăvește pe Israel de Moabiți. Acest popor care venea. Dar care era cauza, totuși? de totuși din când în când poporul lui Dumnezeu era biruit și uitați dacă vreți să deschideți cu mine Sfânta Carte în capitolul 6 în versetul 1 ne arată și ne dă cauza, pricina de ce se întâmpla aceasta copiii lui Zdraier au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de șapte ani. Domnul i-a dat. Și m-am gândit, Doamne, cum Tu să lași poporul Tău să fie chinuit, dar dacă deschideți cu mine în cartea Deutronom, în capitolul 30, aici Moise le dă ca o poruncă și uitați în capitolul 30 în versetul 19 spune așa, iau Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești și tu și sămânța ta. Iubim pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Cauza care era ca întotdeauna să ivea această problemă în poporul lui Israel era pentru că poporul acesta, așa cum se întâmplă și cu noi de multe ori, în mijlocul binecuvântării, în mijlocul tot ceea ce ne dă Domnul, pace, liniște, începea să uite de Dumnezeu. Și în loc să caute pe Domnul Dumnezeu lor care ar fi putut să reverse binecuvântări peste țara Israel, ei se îndreptau către idoli și alergau la idoli. Așa se întâmplă că și aici, în capitolul 6, în versetele acestea care le-am citit, Poporul acesta s-a îndepărtat și Dumnezeu trimite pe Madian împotriva lor. Și împăratul acesta, Madian, poporul acesta, era un popor groaznic care apăsa greu asupra poporului Dumnezeu. Și uitați în versetul 2 din capitolul 6 spune, Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel ca să scape de Madian, copilul lui Israel, fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stâncile întărite. După ce, semăna, după ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalek și fiii răsăluitului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Era așa de cruz oamenii ăștia. Ba mai jos dacă citim, erau ca lăcustele, erau mulți. Oamenii aceștia când veneau împotriva poporului Israel, luau totul, distrugeau totul. Și m-am gândit, oare cum să pun titlul predice acestea? Și până am ajuns la titlul ăsta, I-am dat multe titluri. Și am scris și iar, am zis nu, iar, parcă nu era bine, și am ajuns la concluzia să-i pun așa. Bătălia de ieri este și astăzi. Bătălia care a fost și care s-a dat în vremea aceea, se dă și în vremea noastră, pentru că bătălia. Este nu împotriva pământului și împotriva. Este și pentru resursele acestea, dar întotdeauna bătălia se dă împotriva sufletului. Vrăjmașul nostru vrea cu orice chip să ne despartă de Dumnezeu. Și în primul punct care l-am pus, eu spune așa: Madian va încerca să-ți ia toate totul. Madian va încerca să ție totul. Uitați în primul verset care a fost citit în dimineața aceasta, spune Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul lui Orfa, care era al lui Ioaz din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul, lui, fiul său, bătea greul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Omul acesta, Gedeon, încerca să mai salveze ceva. Pentru că vrăjmașul, pentru că diavolul, atunci când vine împotriva noastră, vrea să ne ieie totul. Și va veni și va încerca să ție pacea. Va încerca să ție bucuria. Va încerca să ție rivna aceea de a alerga pe calea lui Dumnezeu, pentru că bătălia se dă împotriva Sufletului. Totdeauna El va încerca și va lupta să aducă aceasta și va lupta cu așa ardoare ca să ne ieie pacea, pacea, să ne ieie orice resursă. Vedeți, în, în versetul acesta, 11. Gedeon încerca să mai salveze și v-am citit înainte că luau totul, luau totul, luau oi, luau fructe, luau tot ce era pe câmp. Madian când venea să pustia împotriva lui Israel și voia să ieie totul. Oamenii aceștia au ajuns într-o stare așa de grea, și din mijlocul acelei stări și-au adus aminte că-și Dumnezeu lor este un Dumnezeu mare și au strigat spre Domnul. Dacă vreți, avem un alt exemplu în Biblie, de fapt sunt mai multe, dar aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră pe Iov, un alt om al lui Dumnezeu. Și Iov era un om neprihănit. Biblia ne prezintă ca un om neprihănit cu care Dumnezeu se laudă. Dar diavolul a venit și știți ce a făcut? A început și a luat totul. Încercând să-l îndeparte. Să-l facă pe Iov cu orice chip să-L blesteme pe Dumnezeu. După ce i-a luat copiii, după ce i-a luat animalele, după ce i-a luat căsele, după ce i-a luat totul, a încercat cu orice preț să-L facă și omul acesta lui Dumnezeu, pentru că era un om neprihănit, a spus doar atât, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie lăudat pentru că și Domnul este cel care ne dă biruința, slăvit să fie Domnul. Apoi Madian va încerca și va lupta să aducă frica. Frica care de multe ori te paralizează și te face să nu mai gândești corect. Frica aceasta care de multe ori te pune așa de, de, greu la încercare și uitați în versetul 15 spune Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Omul acesta, Gedeon, deși a fost un viteaz un luptător, un om prin care Dumnezeu a dat biruință. S-a temut la început și frica îi bătea la porți, încercând să-l facă să nu mai aibă putere. Doamne, cum să mă duc eu? Eu sunt cel mai slab. Și știți, începe Gedeon și cheamă oamenii la luptă și să strâng 30 de mii, dar Madian era 120 de mii. Și ai că îi spune, mă, unul contra patru, parcă cumva se va mai face ceva. Dar vedeți, frica când te cuprinde, te paralizează și în loc să vezi că de partea ta este unul care poate să dăie biruința, tu începi să calculezi și începi să vezi cum ai putea să rezolvi problema. Dar uitați că atunci când Gedeon scapă de frică, se întâmplă un lucru extraordinar cu 300 de oameni biruiește o armată de 120 de mii. Și dacă la început 4 contra 300, 3 contra. Nu, 1 contra 400 era cumva, acum era 1 contra. 1 contra 4, mă iertați, și acum era 1 contra 400. Imposibil. Cum să poată un om să biruiască singur o armată? Dacă vreți, 400 de oameni. Dar pentru că s-a încrezut în Dumnezeu, pentru că a ieșit biruitor peste frică, Dumnezeu a fost cel care a dat biruința. Nu-i așa că de multe ori ne vine un verdict, ne vine anumite analize, ne ies anumite analize și dintr-o dată parcă ne paralizează frica. Poate că și pe Dumnezeu s-a întâmplat așa, și cu mine s-a întâmplat așa. Mi-aduc aminte că nu de mult am avut și noi o încercare și am întrebat pe Domnul și Domnul a spus că da, este ceva, dar n-a spus ceva. Și exact așa am făcut și noi. Noi am început și am pus Înainte, ce e mai rău. Dar n-a fost verdict că ar fi așa ceva. Dar pentru că frica aceea ne-a cuprins, am plecat dinaintea Domnului și am mers, am oprit undeva în parcare și am zis să stăm aici să ne liniștim ca să nu ne vadă copiii cum suntem. Pentru că frica aceasta te pătrunde. Și diavolul încearcă întotdeauna să te atace. Dar dacă privești la Domnul, dacă spui încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care dă biruința, slăvit să fie Domnul. Apoi, lupta se va da în ascultarea de Dumnezeu. Și așa cum v-am citit, permiteți-mi încă o dată să mai citesc din Deutronom, citez numai versetul 20 din capitolul 30. Iubim pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Ascultarea este așa de grea. De multe ori, diavolul știe că dacă ne face să fim neascultători, neascultători de cuvântul domnului neascultător de învățătura domnului neascultător de poruncile care sunt puse și sunt date în sfânta carte diavolul știe că ne pune deja pe un făgaș care ne va duce departe de dumnezeu și atunci când ne va îndepărta de dumnezeu el va avea biruință asupra noastră. Pentru că atunci când stăm aproape de Dumnezeu, în ascultare, diavolul n-are nicio biruință. Vedeți? Aici v-am spus de Barac și despre Deborah. Înainte de Gedeon, se spune că erau 40 de ani. După biruința lui Deborah și Barac au fost... 40 de ani de liniște, de pace, de încredere și Dumnezeu binecuvânta poporul. Dar încet, încet au început prin neascultare să nu mai asculte. Să nu mai asculte de Domnul Dumnezeu lor și aveau poruncile date de Moise. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. Să nu-ți faci al Dumnezeu. Și tocmai aceasta făceau. Au început și au zidit altare, altare și au pus stâlpul astartei deasupra altarului și se închinau la bal și făceau Exact lucrul care Dumnezeu îl ceruse să nu-l facă. Pentru că neascultarea i-a dus, i-a îndepărtat. I-a dus departe de Dumnezeu și, în urma neascultării, a venit pedeapsa. Tot așa se întâmplă și cu noi. Știm că nu este bine. Știm că trebuie să ne pocăim. Știm că trebuie să punem ordine în anumite lucruri. Dar de multe ori suntem neascultători și ne ascultăm. Ni se vestește cuvântul Domnului de aici și ni se vestește așa de bogat și totuși nu-L ascultăm. Totuși, nu luăm aminte la ceea ce Dumnezeu ne învață, ne spune, ne transmite prin robii lui. Noi mergem mai departe în neascultare. Și prima dată, poate, e un pas mic, e o minciună. Apoi, după minciună, vine că iei ceva ce nu-ți aparține și așa mai departe, până te trezești că ai ajuns departe. Și când ești departe, în neascultare, vine necredința și necredința îți pune minte și diavolul, împăratul acestei lumi, vine și șoptește, pentru tine nu mai este iertare, pentru tine nu se mai poate, pentru tine nu, se mai, nu mai este nicio speranță, pentru că în neascultare ne-am îndepărtat. Doamne, ajută-ne ca întotdeauna să ascultăm și să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu ne învață. Dumnezeu te cheamă să lupți și îți vine în ajutor, este următorul punct. Domnul i-a zis: Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Domnul i-a spus aceasta. Dar până aici îi spune la început îl numește viteaz și Gedeon plin de frică, pentru că avea ceva în minte, el știa de vremurile de odinoară, așa cum și noi știm. O, oh, atunci a făcut Domnul așa, s-a întâmplat așa, lucra Domnul cu putere în adunare, se cobora prezența Duhului Sfânt și acum suntem așa de săci pentru că ne-am îndepărtat. Dar Domnul te cheamă să lupți, să lupți. Du-te cu puterea pe care o ai. Du-te cu puterea pe care o ai. Poate vei spune, știi frate, eu nu sunt nici predicator, nu sunt nici proroc, nici văzător, eu nici nu am voce să cânt. Eu sunt așa. Vin și eu la adunare, mă bucur împreună cu dumneavoastră, dar știți că și dumitale ți o dat Domnul o putere? ți o dat o putere extraordinară. s o dat puterea să te rogi, să mijlocești, să fii aproape, să spui o vorbă bună celui care ai căzut. Domnul a dat putere la fiecare. Du-te cu puterea pe care o ai. Gedeon se ridică și începe să cheme oastea. Se vedea mic și era mic. Cum să facă el să lupte împotriva acestei armăți puternice, extraordinare? Zice că cămilele erau ca nisipul mării. Așa de mulți. Doamne, să mă duc împotriva lor. Cum să mă duc împotriva lor? Dar Domnul îi spune, du-te cu puterea pe care o ai. Pentru că acolo unde tu nu mai poți, poate el. Poate el. Și avem o cântare care o cântăm așa de mult și ne place. Când tu nu mai poți, poate el poate el atunci când nu mai avem noi putere de a face ceva atunci când nu mai avem nicio resursă atunci când ne vedem mici în ochii noștri suntem mari în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu te trimite cu puterea pe care ți-a dat-o du-te cu puterea pe care o ai Doamne dă-ne putere dă-ne putere se duce Gedeon la luptă și știți că Domnul dă biruință fără să lupte. Mi-aduc aminte de un alt om al lui Dumnezeu, de David. Și Domnul îl întreabă pe Domnul, Doamne, să mă sui, Și Domnul zice, stai și așteaptă până auzi foșnetul în vârful duzilor. Și omul lui Dumnezeu așteaptă. Și când iasă după ce aude foșnetul, Dumnezeu dăduse deja biruința, pentru că și biruința vine în numele Lui, slăvit să fie Domnul. Întotdeauna Dumnezeu te trimite, du-te cu puterea pe care o ai. Îl găsim pe David, un copil de 15-16 ani se duce și vede că poporul Israel de 40 de zile este hulit, bajocorit de un uriaș. Și Domnul îl trimite pe David, pentru că frica îi paralizase pe ceilalți. Dar Domnul îl trimite pe David, David, du-te cu puterea pe care o ai! Și se duce David înaintea lui Goliat. Și Goliat începe să îl hulească. Ce sunt eu, câine, să vină la mine cu praștie și pietre. Dar era cineva acolo care îi dăduse putere lui David. Și David merse în numele Domnului. Și Domnul. A da biruința, pentru că și Dumnezeul nostru este Cel care ne vine în ajutor. Slăvit să-i fie numele! Poate de multe ori suntem și noi slabi, ne vedem slabi, ne vedem poate neputincioși, nu suntem Oratorii extraordinari, nu suntem, știu eu, cântăresc extraordinar, nu suntem oameni care oamenii privesc la ei, dar avem pe cineva care este mai mare decât omul. Îl avem pe Domnul care este la dreapta noastră și întotdeauna, în numele lui, vom ieși biruitorii. Se întâmplă de multe ori că vrăjmașul ne atacă și vine împotriva noastră cu tot felul de gânduri și cu tot felul de lucruri. Ba mai mult, ne simțim așa de umiliți, ne simțim așa de mici, dar știi că și atunci Domnul este cel care poate să-ți dăie biruința? Vorbim așa de frumos și prezentăm așa de frumos biruințele Domnului. Și lupta de ieri este și lupta de astăzi. Ceea ce a fost atunci este și acum. Și ne stă înainte această luptă și trebuie să luptăm dacă pe poporul Israel. Această neascultare îl ducea departe de Dumnezeu. Lupta este și astăzi. Neascultarea ne duce departe de Dumnezeu. Dacă pe poporul Israel, care privea la popoarele din jur și încerca să fie ca ei, aceeași luptă este și astăzi. Privim la ce este în jur și încercăm și noi să imităm. Doamne, ajută-ne în lupta aceasta, întotdeauna să avem privirea îndreptată, ațintită, înspre El, înspre biruințele Lui, pentru că El este Cel care a biruit. El este Cel care a adus biruința și în numele Lui suntem biruitorii. Doamne, îndură-te Endurete de cei care trec prin încercări. Și lupta poate că este mare. Când îți vine un verdict în față și vezi verdictul acela și pe el scrie cancer, te cuprinde frica, se pune neîncrederea, se așează neliniștea. Dar dacă privești la Domnul Isus, Domnul este cel care poate să dăie biruința. Nu contează ce scrie pe verdictul medicilor, nu contează ce scrie pe problema ta. Este unul care poate să dăie biruința. Doamne, dă-ne biruința. Amin.